Bună, băieți! Aveți o seară distractivă? Hei, dar de ce e atât de întuneric? Ce s-a întâmplat, micule Tom? Ai văzut un monstru? Unde l-ai văzut? Lângă castel? Să mergem să vedem! Nu văd niciun monstru. Ești sigur că ai văzut ceva? Pare un mister pe care supercamionul îl poate rezolva. Micule Tom, îl poți chema pe supercamion? Hei, Carl, avem un mister pentru tine să-l rezolvi. Crezi că ne poți ajuta? E o mașină monstru acolo la bâlci. Și toată lumea e speriată. E în regulă, Carl. Cu siguranță ai avut de-a face cu lucruri mai înspăimântătoare. Ai vreun echipament special care să te ajute în rezolvarea misterului? Wow, Carl! Un detectiv paranormal! Oh, un detectiv fantomă! Sună mult mai bine! Hei, băieți, ați văzut monstrul din nou? Da? Și cum arată? Un monstru marin înfricoșător? Din fericire, supercamionul a venit să vadă despre ce este vorba. Supercamionul are echipament special de detectat monștri astăzi. Ochelari cu vedere nocturnă. Un detector de monștri și o capcană pentru monștri. Impresionant, nu? Deci, cum vei găsi monstrul? Oh, detectorul de monștri. Bună idee! Supercamionule, e pornit aparatul ăla? Nu detectează niciun monstru. Vrei să arunci o privire prin zonă? Vezi ceva lângă topogan?
E monstrul! Acum vei întinde capcana? Fii foarte atent! Stai puțin! Ăsta nu e monstru? E Gary, camionul de gunoi. Gary, dar ce faci? Brațele tale s-au încălcit în luminițele de la bâlci și apoi demontate? Asta e o explicație bună. Hei, băieți, ia uitați-vă la monstrul ăsta. Destul de înfricoșător. Noapte bună tuturor. Wow, iată uite ce trafic în orașul mașinilor. Cred că e din cauza lucrărilor la drum. Hei, uite-l pe Jeremy, taxiul. E cu fiul lui. Se pare că se grăbesc să ajungă undeva. E un lucru bun că Jeremy cunoaște orașul mașinilor atât de bine. Poate găsește o cale să ocolească lucrările la drum. Sau poate nu. Băieți, nu pare să aveți prea mult noroc astăzi, nu-i așa? Dar chiar așa, unde mergeți? Mergeți într-o excursie școlară? Poate că supercamionul v-ar putea ajuta să depășiți lucrările din orașul mașinilor. Of, Doamne, mulțumesc că ești aici, Carl! Sunt lucrări la șosele peste tot în orașul mașinilor, iar micul Jeremy trebuie să ajungă la școală, repede, înainte să rateze excursia școlară. Îl poți ajuta? Poate că poți trece peste lucrări ca un monster truck. Un camion arc? Excelentă alegere, Carl! Wow! Arcurile acelea de suspensie sunt enorme! Ai chiar și un periscop, ca să vezi ce se întâmplă în față. Iar asta trebuie să fie pentru pasageri. Ce transformare minunată! Ia uitați-vă la el! Hei, sunt aici, supercamionule! Asta va fi o mega săritură! Urcați, băieți! Supercamionul a venit să vă salveze! Nu mergi cu fiul tău, Jeremy? Stai liniștit, vei fi bine. E o săritură cam mare, dar nu e ceva care să-i pună probleme supercamionului. Se pare că lui Jeremy îi place până la urmă.
Exact la timp. Bună treabă, supercamionule! Distracție plăcută în excursia școlară. Mulțumim pentru tot, supercamionule. Dacă nu ai fi fost tu, fiul lui Jeremy ar fi ratat excursia școlară. Să aveți o zi minunată amândoi și ne vedem data viitoare. Bună, Carrie! Oh, pari îngrijorată! Este ziua orașului mașinilor și trebuie să faci un tort uriaș pentru locuitorii orașului? Dar e multă muncă și nu reușești de una singură? Oh, îmi pare rău! De ce nu îl rugăm pe supercamion să vină să te salveze? Hai să o facem! Te va ajuta imediat, vei vedea! Wow! Wow! E peștera ta secretă! În ce te vei transforma, Carl? Un camion de gătit! Carl, transformă-te! Wow, supercamionule! Arăți fantastic! Să ne grăbim să o salvăm pe Carrie! Carrie, oh nu, nu plânge, supercamionul vine să te ajute. Uite, a venit! Acum puteți termina tortul împreună și să vă alăturați celorlalți la petrecere. Minunat, ai terminat aluatul deja. Trebuie doar să-l torni în mașina supercamionului și se va prepara automat. Incredibil! Ia te uită! Mașinăria a transformat aluatul într-un tort! Carl, acum trebuie să decorezi tortul!
Carrie, ești foarte talentată. Așa e, nu ai fi reușit fără supercamion. Mulțumim, supercamionule! Asta este, prieteni! Ia uitați-vă ce aduce Carrie! Hei, dar unde e supercamionul Carrie? A văzut cineva supercamionul? Nici tu, Carl? Nu contează. Pa, pa! Bună, Suzy! Culegi niște flori foarte frumoase. Uite, e Matt! Pescuiește! Salut, Matt! Fii atentă, Suzy! Ești foarte aproape de margine! Suzy a căzut în râu! Matt! Suzy a căzut în râu! Ce să facem? Bună idee, Matt! Chemăm supercamionul! El va ști ce să facă! Suzy are nevoie de ajutorul tău, supercamionule. A căzut în râu. În ce vehicul te vei transforma, Carl? Nu pot să cred! Te-ai transformat într-un submarin! Repede! Spre râu! Atenție! Pe apă! E supercamionul! Supercamionul împinge nisipul în râu ca să-ți elibereze roțile, Suzy. Curăță toate plantele! A reușit! Prinde-te de frânghie, Suzy!
Ura! Supercamionul salvează situația și pe Suzy. Poftim florile, Suzy. Cred că lecția a fost că trebuie să fim atenți lângă apă. Mulțumim, supercamionule! Ne vedem data viitoare! Come on.